Iarna este o perioadă a anului când traumatismele sunt cele mai frecvente. Victimă a ghețușului poate deveni oricine. Pentru a evita această neplăcere, drochienii se protejează fiecare cu propriile metode, dar metode eficiente în felul său. Tot vreme cat încălțăminte așa și cu talpă bună care să nu se luni și asta e principalul. Că dacă ai încărcat caloșul ori răzână, știi că șoarele sunt gata să rupti. Și cu asta e tot pază. Și când merg pe drum, mă uit, nu știu, ghețuș, atent la drum. Носки старые одеваем на галоши. Знаете, старые носки одеваем на галоши вот так дома. И оно не скользит, и ходим. Смешно. Ну, старинный способ такой. А что делать? Domnul Constantin a avut de suferit în urma căderii jos în propria curte. Zăpada s-a cam topit, însă și noroiul s-a dovedit a fi la fel de lunecos. Am întâlnit anul nou, la spital. Eu am asta tăcăjul zut, asta e jos, cu niște apă el în mână. Asta e echipă de fierbinte și m-am asta echipă de upărit și mi-am asta echipă de friend cu coastă. Temperaturile pozitive de la sfârșitul anului 2018 au redus numărul de pacienți cu traumatisme din cauza ghețușului, însă noaptea de Revelion a contribuit la internarea primilor pacienți în anul 2019. Traumatismele de la începutul anului sunt legate mai mult cu sărbătorile. Majoritatea pacienților s-au adresat la secția UPU sunt legate cu folosirea spiritoaselor și cu neplăceri între oamenii. Noi am lucrat conform programului, le-am acordat la toți pacienții asistența medicală, traumatologică necesară. Doi bolnavi sunt internați, restul la tratament ambulator. Din cauza ghețușului nu au fost înregistrate traume, fiindcă afară a fost temperatura pozitivă și cu părerile bine nu am avut traumatisme. Cele mai multe cazuri de traumatisme sunt provocate de consumul excesiv de alcool, dar și de poleiul format în perioada rece. Victoria Conea, Maxim Belinski, TV Drochia.